Bună Pești și bine ai venit la etalarea ta pentru luna iulie. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te rog mult să iei de aici doar ceea ce se potrivește cu tine și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Este o etalare în care analizăm relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei peștișori. Și aveți așa magicianul, 2 de monede, puterea, asul de cupe și 5 de bâte. Dragii mei peștișori, nu știu ce faceți voi aici, dar e o lună în care roata destinului cam vă provoacă, da? Vă aduce un element de noutate care vă ridică așa ștacheta. E o lună în care sunteți foarte plin de viață, în care energia vitală și sexuală e la ea acasă și e o lună în care parcă e nevoie să jonglați între două locuri de muncă, între două persoane, două situații. E nevoie aici să învârtiți lucrurile în așa fel încât să iasă bine. Aveți potențial să faceți lucrurile din umbră în această lună și aveți un potențial fantastic de a reuși să faceți ca lucrurile să meargă așa ca pe roate, dar repet, e ceva care vă provoacă și e o situație iarăși aici în care e nevoie să vă căutați aliați, dar iarăși aveți absolut tot ce vă trebuie, doar că e nevoie să vă mențineți echilibru și să fiți foarte diplomați, dar oricum cred că veți fi. Hai să vedem așa, aveți situația, steaua, ok, foarte frumos, ce gândiți voi, 3 de bâte, ce simțiți voi, 7 de bâte, la baza manifestărilor, asul de monede, în exterior aveți 9 de monede, e cu bani? E cu bani. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, 8 de bâte și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, turnul. Dragii mei peștișori, se anunță o lună cu schimbări de situație, aș spune eu, schimbări foarte profunde. În primul rând aveți două arcane majore ca și energie generală, mai aveți o arcană majoră în exterior. În primul rând, în exteriorul vostru se anunță schimbări de mentalitate. Schimbări de mentalitate se anunță schimbări profunde pe zona de gândire a celorlalți, pe zona celorlalți sau pe zona persoanelor intelectuale, pe zona persoanelor cu care voi colaborați mai mult la nivel de acte, la nivel intelectual. Ce văd aici ca și energie generală, v-am spus că aveți magicianul și cu steaua, ambele cărți vorbesc de magie, ambele cărți vorbesc de ceva magic, de o inovație care apare în viața voastră și mai ales vorbesc despre faptul că e o lună în care un vis de-al vostru ușor, ușor așa se apropie de realitate, da? Parcă vă doriți voi acolo ceva, ori pentru voi, ori pentru ceilalți, dar ideea este că lucrurile sunt bune. Steaua, ca și energie generală, se cam deschide cutia Pandorei pentru voi, e adevărat, e ceva care vă provoacă, v-am spus și de la baza pachetului, dar pur și simplu parcă îi inspirați pe ceilalți în această lună și parcă ceilalți se uită la voi așa și parcă le dați speranță. Reușiți să îmbunați anumite persoane, reușiți să le faceți să fie altfel. Văd elemente de noutate în relațiile voastre, poate chiar discutăm de persoane noi sau elemente de noutate care apar în viața voastră la modul general vorbind și au legătură cu ideea aceasta de autenticitate și de a încerca pe cât posibil să arătați celorlalți adevărata față, să arătați celorlalți lucruri foarte profunde. Și cumva v-am spus să îi ghidați în egală măsură. De asemenea, relațiile voastre parcă sunt ghidate de undeva de sus în această lună, parcă nici voi, nici ceilalți nu aveți atât de mare influență, aș spune eu. Ce gândiți voi? 3 de bâte. Aici sunteți foarte gânditori la un succes sau la o depărtare mică, da? Ceva ce are să se întâmple cumva mai curând, da? Ceva mai e puțin acolo și se realizează. Iarăși văd aici că parcă vă faceți planuri de viitor, dar e un viitor mai apropiat și ideea aceasta de comunicare pe zona internetului, de comunicare cu cineva pentru niște planuri de viitor, dar v-am spus un viitor mai apropiat, este foarte, foarte puternic aspectat. Sunteți într-o poziție în care vă dați seama cine sunteți, încotro vă îndreptați, cam ce este prin jurul vostru, iarăși foarte intens. Ce simțiți voi? 7 de bâte. Dragii mei peștișori, posibil să vă simțiți provocați într-o situație anume din viața voastră, anumite vorbe care se spun în jurul vostru, energia aceasta așa de o pasiune exagerată cu Venus și Marte în Leu, posibil să vă facă să
vă simțiți așa mai apreciați sau să doriți să fiți mai apreciați, de ce nu? Pentru că e o luptă așa, dar e ca și cum am spus, îi inspirați pe ceilalți mai mult, pentru cei mai mulți peștișori. Și în inima voastră parcă se dă o luptă în această lună, o luptă din care pur și simplu vreți să ieșiți cu coroana pe cap, da? Că asta este, dacă sunteți doamnă, mai ales Venus în Leu acolo, posibil, da, să vă fac așa, să vreți să vi se ofere coroana, posibil să vă fac mult mai iubitori față de cum ați fost până acum. Mult mai pasional și adevărat, nu prea stă în firea voastră, la modul cel mai general vorbind, depinde ce mai aveți pe astrogramă. Așa că e o lună bună să experimentați și această energie de foc, pentru că deja aveți două cărți din zona focului. E 3 de bâte, 7 de bâte, foarte mult foc pe zona de gândire și pe zona sufletului. Foarte mult entuziasm vă din partea voastră. În exterior aveți asul de monede, da? Ceea ce stă la baza manifestărilor voastre. Poate e un nou proiect, o nouă sursă de venit, poate aflați de cineva că s-a angajat sau e un element de noutate care apare în viața voastră și e stabil, dar eu tind să cred că e vorba de zona banilor. Poate nu sunt ai voștri, poate discutăm de o persoană dragă vouă care ori își găsește de muncă, ori reușiți să ajutați pe cineva din acest punct de vedere. De asemenea, tot acest as de monede de aici, să știți că îmi spune despre faptul că e o perioadă pentru voi în care încercați tot felul de lucruri noi, dar ori mâncați tot felul de lucruri noi, faceți schimbări de lux, faceți schimbări prin casă, schimbări fizice, tot ce ține de zona schimbărilor fizice. Deci se anunță schimbări din acest punct de vedere și asta este foarte, foarte bine. În exterior aveți 9 de monede, niște bani care vin către voi. Și sunt destui de mulți, dragii mei peștișori, în această lună. Sunt niște bani aici care pur și simplu vă vizează în mod direct. Și ori vin pe zona internetului, deci nu știu dacă îi primiți în mână pentru unii dintre voi, pentru alții chiar e posibil să auziți de niște schimbări care au loc într-un loc de unde voi primiți bani, da? Din locul în care primiți cei mai mulți bani, e bine spus. În exteriorul vostru să știți că e o stare așa de împlinire, e ca și cum ceva a ajuns la bun sfârșit, s-a muncit aici mult. Dacă discutăm de o relație, atunci să știți că văd foarte multă împlinire pentru voi în această lună și e o lună în care, v-am zis, se anunță multă abundență iarăși. Și ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 8 de bâte? Cineva aici vrea să-și exteriorizeze sentimentele, dragii mei peștișori, nu știu despre cine e vorba, dar e cineva care vorbește mult în jurul vostru în această lună, e o persoană care vă obosește, e o persoană care transmite tot felul de mesaje pe internet, la telefon, nu e neapărat de dragoste, da, vă rog, nu, deci nu vă gândiți doar la dragoste, eu nu prea cred aici la voi că e vorba de dragoste, dar na, pentru unii posibil să fie vorba și de acest aspect, că totuși sunt bâtele, e cu foc, Venus și Marte sunt în Leu, deci posibil să fie și de dragoste. Multă activitate, da, pe zona internetului, zona drumurilor, iarăși e o persoană care se gândește intens la voi, se gândește să facă un drum către voi, e o persoană la drum, o persoană care are succes iarăși în jurul vostru. Și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți turnul? După cum v-am spus, cineva își cam schimbă mentalitatea, cineva are cam un bum pe acolo. E un eveniment total neașteptat, surprinzător, e un eveniment care pur și simplu este extrem de profund aici pentru voi. Acum posibil să se fi întâmplat în trecut, să mai fi avut anumite tentații și poate acest cutremur s-a mai petrecut, dar ori nu a reușit să dărâme acest turn pe care l-ați construit pe bază instabilă sau poate ceilalți o construit pe bază instabilă, ori nu s-a dărâmat de tot, da? Acesta este Neptun. Neptun a intrat în retrogradare, dragilor, e în semnul vostru. Jupiter nu mai e acolo, s-a dus în vărsător și se pare că va aduce iarăși schimbări, da? Schimbări pe zona relațiilor. Poate chiar pe zona profesională, cine știe, ceva de genul acesta. Hai să vedem și tarotul umbrelor, că vreau eu să mă lămuresc aici cei cu steaua, în primul rând. Hai să vedem, dragii mei peștișori. Cei cu steaua. 7 de cupe, da, o senzație din aceea de iluzie, cum că sunteți pe un orișor, e o perioadă în care parcă simțiți așa că plutiți în relațiile voastre, parcă sunteți așa în altă lume și văd niște activități noi pe care le faceți pline cu pasiune, niște activități care vă fac plăcere și care au legătură cu grupuri de oameni sau cu
zona locului de muncă, da? Cu zona familiei sau cu zona banilor, iarăși v-am spus, e foarte activă din acest punct de vedere. Hai să vedem trei de băte aici, în ce situație sunteți, despre ce e vorba exact. 8 de cupe. Aici posibil să vă îndreptați privirea către viitor, să vreți schimbări în viața voastră în urma acestui turn de aici, în urma acestui eveniment total neașteptat și care dărâmă multe lucruri. Să vreți să lăsați ceva în urmă și să vă îndepărtați, să vă îndreptați, să vă îndepărtați în egală măsură, da, de niște lucruri care v-au făcut rău, niște lucruri din trecut, ori de zona copiilor, da, cumva ori să nu vă mai băgați în ceva, ori să încercați să căutați persoane mai mature, da, sau să încercați să vă îndepărtați de ideea aceasta de copilărie, ideea aceasta de vechime, dacă e ceva vechi aici, vechi, vechi, vechi. Hai să vedem 7 de bâte, că sunt curioasă ce vă provoacă pe voi, dar repet, vă provoacă într-un sens pozitiv, da? E ca și cum vă da așa o forță aparte și parcă le spuneți și celorlalți, hai la atac, da? hai la luptă. Hai să vedem 7 de bâte, aveți cavalerul de monede, da, cred că e vorba de o ofertă pe zonă profesională care ori are legătură cu voi, ori are legătură cu un copil de-al vostru, asta dacă aveți copii, da, pentru că mi-a apărut pe aici 6 de cupe când vorbeam mai devreme. Sau pur și simplu are legătură cu un personaj din viața voastră, un personaj până în 35-40 de ani, poate cunoașteți o persoană la locul de muncă, nu știu, și se aprind acolo anumite flăcări, că v-am zis eu că nu e de dragoste, dar sunt prea multe bâte pe aici, ce să facem? Și regina de spade, da, posibil să fie vorba și de un drum clarificator aici sau de o mutare, o schimbare, iarăși, a unei persoane din viața voastră, o persoană rece, detașată, o persoană care este intelectuală sau lucrează foarte mult cu mintea, ca să spun așa. Dar aici e cineva care vă provoacă, dragii mei peștișori, sau posibil noi activități de la locul de muncă, da, care vă pun așa acolo pe un piedestal, acolo vă dau încredere în voi. Și hai să vedem ce-i cu acest as de monede totuși. Regina de spade. Poate fi vorba pentru unii de un nou început cu o persoană din viața voastră. O persoană mai rece, mai detașată, o persoană, e o femeie în mod special, da? O femeie din aceasta care spune lucrurilor pe nume și e o femeie care ori vă oferă un loc de muncă, un job sau pur și simplu e o persoană aici cu care vă împrieteniți, care vă intră în viață și care parcă vă clarifică ușor lucrurile, că Neptun fiind în retrogradare în pești, posibil să vă ofere așa nițel niște iluzii acolo, că nu e foarte clar el. Poate e o persoană pe care o cunoașteți de mult timp și cu care vă înțelegeți bine, e o persoană foarte, foarte intuitivă și o persoană de la care e posibil să aflați niște secrete, dragii mei peștișori. Hai să vedem și cei cu acest 8 de bâte aici la voi, da? Cei cu această pasiune și aceste multiple vorbe. Regina de cupe, ce frumos! Dragilor, da, sunt vorbe adresate direct vouă, da? Că sunteți o regină de cupe, asta în special dacă sunteți femeie, sunt vorbe foarte frumoase de apreciere și sunt vorbe care pur și simplu vă urcă așa pe un piedestal, după cum am spus mai devreme. Poate să fie vorba de o persoană din trecut care a rămas blocată sau o persoană cu care s-a terminat, da? De asemenea, posibil să vă cam pun așa într-o situație în care să stați strâmb și să gândiți drept, da? Eu v-am spus, vă cam provoacă aceste vorbe, aceste complimente pe care le primiți iarăși. Și atunci vă cam fac așa să vă stea nițel mintea în loc. Dom'le bun, dar ce facem mai departe? Pur și simplu sunteți surprinși de ceea ce se întâmplă. Și hai să vedem cu turnul, că este totuși un element foarte important din această etalare de la voi. Hai să vedem ce transformări sunt pentru dragii mei peștișori. Regele de monede, deci are legătură acest turn cu un bărbat din viața voastră. Bărbat foarte tradiționalist, foarte înrădăcinat în propriile convingeri și poate are legătură cu ideea aceasta de vechi, da? Ceva acolo ajunge la lumină, niște secrete pe care le aflați, posibil să fie vorba și de un personaj din familie care face tot felul de lucruri așa mai ascunse,
ori de voi, ori la lumina lunii, da? Poate stau de un bărbat de la locul de muncă, cineva care face tot felul de lucruri așa ascunse și posibil să nu prea mai meargă în următoarea perioadă, cel puțin. Mai vreau o carte, diavolul, da? Și e un personaj aici care ori a încercat și pe voi să vă aburească, să vă spună tot felul de lucruri. E un personaj care ține foarte mult la zona aceasta financiară și care e posibil să aibă niște probleme. Pentru unii poate fi vorba de un coleg de muncă sau de partenerul de viață, da? Pentru unele doamne. E cineva care are niște probleme muție totuși aici. Luna, iarăși, deci această idee de ascuns. Dragilor, pe voi nu vă afectează, dar ideea este că aflați ceva de un bărbat care pur și simplu vă cam zdruncine, adică sunt niște lucruri foarte urâțele, aș spune eu. Știți că eu sunt foarte pozitivă în etalări, dar repet, nu vă afectează pe voi în mod direct. Dacă voi sunteți aici protejați, sunteți pe o energie bună. E cineva care are nevoie de voi. E cineva care vine să îl ghidați, da, în mod special că e un bărbat. E un bărbat. Și e un bărbat care are niște dependențe, niște lucruri ascunse, dependențe de tot felul de substanțe, de alcool, dependențe emoționale, financiare, de mâncare, tot ce vreți voi, frici, da, care acum cam ies la iveală, în special când o să fie niște faze de lună, lună plină, lună nouă. Și posibil să discutăm despre faptul că aflați de un inamic sau a unei persoane din viața voastră, da? Și are legătură cu zona aceasta financiară, în mod special, pentru cei mai mulți peștișori și iarăși cu această idee de inamic și de persoană cu uniformă. Nu știu despre ce e vorba, dar ideea e că pentru voi e cu bine, da? Poate era acolo un dușman sau poate era o persoană care oricum avea probleme și oricum trebuia odată și odată să renunțe la aceste dependențe, la aceste lucruri ascunse. Hai să vedem, dragilor, și o carte de oracol pentru voi, pentru luna iulie de la Arhangheli. Și aveți așa numărul 3, numărul 5, numărul 8, numărul 35, este armonia deplină în grup. Poate acest personaj de aici chiar strica armonia dintr-un grup anume. Da? Este Arhanghelul Racuiel și vă spune așa, asigur armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ cât și în cer și ofer rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care îmi solicită aceasta. Foarte frumos! Posibil ca universul să lucreze prin voi, dragii mei peștișori, și posibil să reprezentați pentru ceilalți ca un punct de ghidare după ce se întâmplă toată această dărâmătură de aici. Dar, repet, nu are legătură cu voi, e vorba de un bărbat din viața voastră. Da? Chiar dacă sunteți femeie, chiar dacă sunteți bărbat, e vorba de cineva din viața voastră care va avea anumite probleme, ca să spun așa, dar sunt spre binele lui tocmai pentru a se vindeca. Interesantă etalare, dragii mei peștișori, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă îmbrățișez, vă pup, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii, dar și la următoarele firmări care vor apărea pentru semnul vostru zodiacal pentru luna iulie. Vă îmbrățișez și să aveți o lună iulie de poveste!